Anatol, trebuie să-ți mulțumesc pentru toate sfaturile pe care ni le-ai dat. Este foarte important să știm că în spatele numelui nostru, în spatele datei noastre de naștere, se află foarte, foarte multe lucruri interesante pe care putem să le cunoaștem și care, sigur, ne pot fi de folos. Sfătuiesc tuturor oamenilor, în loc să citiți nu știu ce ziare în care aflați că nu știu cine, nu știu ce a mai făcut, lucruri, informații care nu vă servesc și nu vă ajută să trăiți mai bine absolut deloc. Este o curiozitate a oamenilor. Așa. Decât să pierzi timpul acumulând astfel de informații inutile și satisfăcând o astfel de curiozitate, aceeași curiozitate poate fi orientată către astrologie, numerologie, către psihologie, psihologie aplicată, psihologie comparată, lucruri care efectiv după ce le înțelegi, te ajută să trăiești mai bine, atât cu partenerul, cât și în cadrul sau în mijlocul societății. Societatea asta în care trăim noi ne permite nu absolut totul și nici nu pedepsește măcar ceva. Pedepsește numai forma de realizare a dorinților. Nu și dorințele în sine. Putem să avem orice dorință vrem noi. Statul, societatea va pedepsi numai modul lor de realizare, dar nu dorința în sine. Din cauza asta, oricare dintre noi poate deveni oricine. Dar pentru asta este adevărat, trebuie să depunem minimum măcar de efort. Atâta timp cât lăsăm ca alții să ne ghideze viața, să ne spună ce e bine, ce e rău, să ne orienteze în diferite direcții, atunci nu avem de ce ne plânge. Am înțeles. Îți mulțumesc foarte mult, Anatol, și te aștept cu drag și la alte emisiuni. Iar pe dumneavoastră vă așteptăm și sâmbăta următoare. Până atunci, alege să nu te pierzi și privește lumea detașându-te de ea. O săptămână minunată. La revedere!